Acum. Da, acum arată că suntem live. Păi, Salutare tuturor. da, să știi că la tine în cont nu văd. Hai să vedem aici. Ușor se va vedea că este tot. Așa, gata. Da, e un delay acolo de câteva secunde. Absolut normal. Uite, Lucian ne poate confirma de aici din regia tehnică. Suntem live pe Facebook. Salutare, prieteni, salutare tuturor. Bine v-am regăsit. Gândul bun să fie cu voi. Suntem într-o seară de luni, 19 octombrie, luni 19 la ora 19, peste un minut se face ora 19 fix. Am intrat puțin mai devreme decât am anunțat, pentru că a vedea dacă totul este ok, dacă ne auzim bine, dacă reușim să facem, să ne facem auziți și văzuți la cât mai mulți dintre voi. Am să încep prin a mulțumi tuturor celor care ne-au trimis mesaje, întrebări, pentru că, într-adevăr, astăzi vom dezbate un subiect interesant. Este vorba despre stima de sine versus ego. Și acest debate, cum se practică, nu? Apropo, invitatul acestei emisiuni, îl cunoașteți cu siguranță, Andrei Bogdan Vulpescu, care între timp e și psiholog cu alte acte în regulă. Felicitări, Andrei! Cu Știu că drag, ultima mersi. dată când ne-am întâlnit, mai aveai ultimele retușuri de făcut la Între timp, ai intrat la alte birocrații, deci încă mai e puțin de treabă până se termine toată nebunia, nu? Da, mă rog, și psiholog și psihoterapeut în supervizare mai nou, că am terminat și primii 2 ani de Așa. formare în psihoterapie integrativă, deci a fost toamnă de șoc, așa. Mă, e bine că nu te-ai plictisit, asta e bine. Deci. Nu, 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 nu m-am plictisit, n-am timp. Da, chiar până să intrăm, Asta cu vorbeam plictisit. cu Andrei, că pe București s-a instituit Codul Roșu. Da, mă rog, psiholog și Noi psihoterapeut. încă suntem feriți de acest aspect, ceea ce este bine. Nu știu cât va mai ține. Cu Dumnezeu înainte. Hai să intrăm ușor, ușor în subiectul tău, pentru că nu vrem să depășim o oră cu această emisiune, să nu plictisim mai mult decât e cazul. Andrei, din punct de vedere psihologic, Da. unde se încadrează stima de sine? Și pentru început vreau să știu dacă acea stimă de sine cu self-respect reprezintă unul și același lucru, psihologic vorbind. Păi, acum depinde cum o iei. Că tu ziceai ego versus stima de sine, dar dacă te uiți, o să vezi că stima de sine și ego cumva sunt considerate similare, considerate Da. în Sunt legătură. considerate, sunt considerate. Din punctul meu de vedere, Dacă o unul iei este din zona mai. de psihanaliză pe a doua teorie a lui Freud, ego-ul înseamnă acel eu, care este Da. instanța de control a psihicului. Dacă o iei la modul general, o să vezi că este de fapt simțul de autostimă și de autoimportanță. Adică self-esteem și self-importance, care astea două oricum apăreau și în cartea The Six Pillars of Self-Esteem a lui Nathaniel Brandon, pe care am citit-o. Cu cei Și șase stâlpi, el, nu? da, cei 6 stâlpi, de altfel el a fost unul dintre principalii promotori ai acestui concept, însă, deși l-a anunțat așa cu surle și trâmbițe, cum că ar fi un răspuns la toate problemele existențiale, de fapt, știința a demonstrat că nu e deloc așa. Sigur, și Carl Rogers a fost un alt promotor al conceptului de stimă de sine. El spunea de altfel că, mă rog, prin ridicarea stimei de sine poți să-i ajuți pe copii să se descurce mai bine cu sentimentul abandonului. Și la fel a zis că originea multor probleme este proasta părere despre sine. Ceea ce are sens Aici, până la coadă, că un om aici care are o are părere sens, proastă da. despre sine se întunecă așa într-un cont ăsta de furtună și evident, practic toată realitatea lui începe să fie colorată în gri. Mie îmi place să-i spun că intră Numai în că de noaptea aici și minții. până...
Da, poți să spui și asta. E bună, e bună. Ideea este că și Rogers a fost interpretat greșit, mai ales de către profesori și de către părinți, pentru că s-a trecut în zona aia de hiper, în loc să se meargă pe zona de echilibru și practic s-a ajuns la aplaudarea mediocrității, dacă vrei. Ceea ce se întâmplă de Exact, altfel și exact acolo astăzi, vreau să după cum ajungem. vezi, Da. exact, după cum vezi și astăzi, dacă te uiți puțin în social, vei vedea că locul 2 este aplaudat exact cum este aplaudat câștigătorul, locul 3 la fel, ăla care n-a câștigat nimic la fel. Noi probabil că suntem singura țară cu generație de aur care n-a luat niciun aur. Adică lucrurile astea spun multe despre modul în care noi ne raportăm la ideea de a performa într-un fel sau altul. Da, corect. Totuși, unde începe? Că ai dus foarte bine discuția în zona aia cu exagerarea. Exagerarea stimei de sine, într-adevăr, și din punctul meu de vedere, duce către ego. Pentru că stima de sine, uite, eu am o definiție cu care am rezonat și poți să-mi spui dacă ți se pare bine exprimată sau nu. Definiție dată de Osho, care spunea că nimeni nu este inferior nimănui, nu este nici superior nimănui, dar nici egal. Și cam asta mi se pare că reprezintă exact definiția Știi că stimei asta de sună ca sine. vocea, ca vorba aia românească, tuturor ne e greu, dar nu la fel, știi? La toți nivelul, dar nu la fel, al delenilor, da. Exact. Da, Da. cam așa Măi, era asta. știi cum e? Acum și, apropo, dacă vrei să discutăm și capitolul de la toți ni-i greu, pentru că aici noi, cel puțin teritoriul carpato-danubiano pontic, avem o problemă cu asta, că ne e greu, că nouă ne e cel mai greu, eventual, și nimeni nu ne înțelege, de fapt. Țin minte tot așa la un seminar când asistam și studenții l-au întrebat pe un formator venit din Anglia, că ok, și noi ce facem dacă în momentul în care terminăm facultatea nimeni nu ne angajează? Și el a zis, dar de ce ar trebui cineva ca să vă angajeze ca să n-am? Adică, Da, în corect. ce domeniu? Fac facultatea și trebuie să am o chestie de ce era pe vremea dinainte de 89. Când în momentul în care terminai școala, imediat, pan, te-a băgat în sistem, ia-ți de aici casă, treci, apucă-te de făcut copii și din momentul ăla viața ți se programa. Acum, cât de bine erai tu conștient că ți se programează și ce reprezintă percepția despre viață de înainte de 89, n-are rost să discutăm azi că nu mai vorbim nimic altceva și oricum nu terminăm. Dar Băi, putem să vorbim că sensul atunci era familia și asta aici intrând și copiii. Sensul azi nu prea mai e. Nimic. Adică din ce ca și cercetare am scară de făcut valori. eu, Da, știi? ca și scară de valori, corect. Din ce cercetare am făcut eu pe calitatea vieții și am folosit un chestionar preluat, de fapt l-am luat cu dreptul lor de la Starcom. Practic am observat că lipsa scopului în viață este prezent la femei și pe orice categorie de vârstă. Deci nu există diferențe între persoanele tinere, că eu am luat două segmente și le-am împărțit, 18, 34, 35, 55. Deci nu există diferențe la nivelul calității vieții pe această zonă a scopului între cele două segmente, ceea ce este foarte rău, dacă mă întreb pe mine. La fel timpul personal. Timpul personal, spre exemplu, nu există diferențe între femeia care se investește cu rol de mamă și femeia care se investește cu rol de angajată profesionistă. Nici una, nici cealaltă nu super, are timp. Independența super, financiară ar un mai fi aspect foarte iar o important. mare problemă. Astea sunt lipsurile femeilor care duc la o calitate a vieții scăzută. Ar mai fi validarea că ceea ce fac este bine, semn că ele cumva nu prea stau cam prost cu încrederea de sine, nu neapărat cu stima de sine, dar cu încrederea de sine cu siguranță, Păi, sau stau apropo de într-o asta, zonă de. unde,
unde e stimă de Sau sine, stau. unde e încredere în sine și unde e iubire de sine, că din punctul meu de vedere nu sunt una și aceeași. Da, e adevărat. Și mai este încă una, acceptarea și acceptarea din partea celor dragi. Deci asta mă duce pe mine cu gândul la faptul că foarte multe dintre femei au relații disfuncționale, că stau în zone de abuz, pentru că dacă ei independența financiară, validarea că ceea ce fac este bine și acceptarea și aprecierea persoanelor dragi, o să vezi că de fapt astea trei indică abuz. Corect, Lipsa timpului personal la fel. Deci, practic, cam toate cele cinci lipsuri principale, da, care, repet, nu au legătură cu statutul, cu banii, cu nimic. Da? Astea țin de modul în care și-au organizat viața. Pot să ducă într-o zonă de abuz și, mai mult decât atât, poate chiar și într-o zonă de dependență, dacă ar fi. Care este cultivată în mod tradițional în România. Adică femeia a fost dependentă de bărbat din totdeauna în istorie. Ea s-a eliberat cumva Asta a de fost și prin educația, asta a fost 45. și Exact. Este culturalul cultura, românesc. exact. Teoretic, teoretic s-a Tutucul eliberat Imperiul în 45, Academic. dar nu s-a eliberat deloc. Da. Da. Dacă era Ea este eliberată în captivă în 45, nu mai continuare era. și ea este captivă în continuare și asta se vede. Poate nu mai este captivă într-un procent atât de mare, însă este captivă. Și atunci se mai vede încă o chestie de culturalitate, și anume împlinirea prin bărbat și prin copii, adică prin familie. Se vede și asta. Apropo de asta, bine, Iar partea de feminitate. în momentul în care scopul vieții tale este copilul, ar fi interesant de văzut ce tipare de parenting folosești astfel încât scopul ăsta să nu dispară prea curând din viața ta și atunci e posibil să se justifice creșterea unor generații întregi de copii dependenți de părinți și mai ales de mamă. Exact acolo vreau să ajung, spuneai, și dependența de părerea celorlalți. Gura Și lumii, păi la noi asta, cum e? Gura lumii este, ne direcționează viața, nu? Ce o să zică lumea? Exact. Ce o să zică Știi că lumea? Eu vorbesc Am cu avut foarte o multe lecție. persoane și eu vorbesc cu foarte multe persoane și mereu apare gura lumii în discuție. Și eu mereu îi întreb, bă, dar are un nume gura asta? Zici și mie, cine sunt oamenii ăștia? Cum îi cheamă? Pune mâna pe ei. Că vreau să știu exact. Și de fiecare dată o să observi că sunt fie persoane din anturajul imediat, prieteni, Exact. colegi la muncă sau oamenii din familie. Ăștia sunt gura lumii, de fapt. Bun, Nu cineva de pe stradă sau... în percepția colectivă, oricum, problema este exact lipsa stimei de sine. Pentru că e clar că tu ca și stimă de sine ești zero, atât timp cât ai nevoie de feedback total din partea celorlalți. Mai grav, ce am realizat eu, este că și copiii din ziua de astăzi, deși noi ca părinți avem senzația că, vai, le știm mai bine și le aplicăm altfel și încurajăm exact același lucru. Și am să dau un exemplu. Problema A cu făcut stima ceva de cu sine, pilon? știi care e? Că problema cu stima de sine este că în momentul de față și în psihoterapie nu prea se mai folosește termenul ăsta. Se folosește acceptare de sine și cunoaștere de sine. Mie mi se par mult mai cu sens, pentru că stima Da, de sunt sine mai au cu sens. toți copiii care fac bullying la școală au stima de sine ridicată. Și de asta nici nu se recomandă să lucrezi la ridicarea stimei de sine, pentru că riști să transformi persoana aia într-un narcisist feroce. De altfel, asta spunea și Ellis, că stima de sine este cea mai mare boală cunoscută de bărbat sau de femeie, pentru că e profund condiționantă. Aici, Deci știu că aici să știi, este un concept foarte, ziceai, ai zis de religie? da, păi exact Da. de acolo vreau să Păi asta spun ajung. nici nu cadrează cu religia noastră iudeo-creștină și nici cu contextul social, pentru că ăsta este un concept inventat de americani care sunt o societate individualistă Corect. și acolo merge zona asta de a fi ușor narcisist ca să poți să ai succes, la noi nu. Iar pe zona iudeo-creștină lucrurile sunt clare. Păi religia noastră ne învață să fim smeriți și să fim umili. Ori stima de sine crescută nu are nicio legătură cu astea două. Intră Mai în mult de atât, contradicție mai cu mult de ele atât. și atunci...
Pedeapsa face parte din viața noastră de zi cu zi. Adică stima de sine, ori, din punctul meu de vedere, cu pedeapsa se cam bat cap în cap. Da, de asta că zic că odată ce ai stima de sine, nu prea mai... Este foarte la limita asta cu stima de sine, pentru că s-au observat că foarte mulți oameni care au o părere foarte bună despre ei, că stima de sine de fapt asta este. Ce părere ai tu despre tine? Da? La foarte mulți dintre oamenii care au stima de sine ridicată, chestia asta e doar în capul lor. Adică ei au o părere extraordinar de bună despre ei, dar ceilalți nu este obligatoriu să aibă o părere la fel de bună despre ei. Adică modul în care ei se văd pe sine și cum îi văd ceilalți poate să difere foarte tare. De aici au apărut și contestările, iar unul dintre principalii contestatori a fost Baumeister, care a făcut o baterie de studii, le-a luat și le-a analizat și și-a dat seama de fapt că stima de sine nu prea corelează cu nimic și nici nu influențează nimic. De altfel, și în cercetarea mea a ieșit faptul că există o corelație între stima de sine și veniturile pe familie, în sensul că se pare că persoanele care au venituri mai mari în familie au stima de sine mai mare decât celelalte, dar asta nu este o cauză, ci este un efect. Adică ei au o stimă de sine ridicată tocmai pentru că au niște câștiguri mai bune. Au nu niște invers. Câștiguri finanțiale și... Pentru că pe partea cealaltă, pentru că să știi că pe partea cealaltă banii nu corelează cu calitatea vieții. De-aia zic că este efect, nu cauză. Corect, corect. Pentru că depinde ce îți dorești. Bani mai mulți nu înseamnă neapărat o viață mai bună. Absolut. Asta din punctul 1 de vedere. Iar dintr-un alt punct de vedere, e foarte complicat ca să spui că ai o stimă de sine doar pentru că produci bani mai mulți. Produsul Sigur de că da. Bani nu reprezintă o calitate a ta, ci, cum spuneai tu, este un efect. Deci se poate întâmpla. Dar la fel de bine, de la un moment dat, acei produși mai mulți bani să inverseze roata vieții. Și să nu mai Uite, de exemplu, se mai spunea ceva că persoanele cu un nivel de mai mare de stimă de sine sunt mai plăcute și mai atractive. Asta a fost iar o chestie care a fost promovată de părinții acestui concept, dar știința și cercetările au dărâmat pe rând chestia asta. Deci, absolut, aproape cam totul a ieșit din povestea asta. Nici măcar la nivelul de violență, nu, stima de sine nu are niciun fel de impact. Adică s-a dovedit foarte clar că sunt persoane care au stima de sine ridicată și sunt extrem de violente, ca de dovadă bullying-ul, da? Bun, acum sau ideea de... E într-adevăr ideea... stima de sine acolo? Este sigur că da. Și mai este sau e dusă dacă... stima de sine la extrem, care practic trece granița un pic către ego. Dacă te vei uita, persoanele respective au o părere extraordinar de bună despre ele, cu foarte multe manifestări narcisice. Dar ideea este că acest bullying se duce și în viața adultă și americanii îi spun incivility. Adică dacă te uiți pe rețelele de socializare la oamenii care atacă, vei vedea că ei se poziționează automat undeva pe o treaptă superioară, da? Și ei de acolo judecă. Însă noi nu știm nimic despre ei, dacă ei sunt mai inteligenți sau nu decât ceilalți, dacă sunt mai atractivi sau nu decât ceilalți, dacă sunt mai buni comunicatori sau nu decât ceilalți, pentru că ei nu lasă să se vadă lucrurile astea. Și atunci, evident că poți să spui de la distanță, aoleu, ăsta este arogant și este nesimțit și are o stimă de sine crescută, dar e posibil ca lucrurile să nu stea așa, asta să fie doar în capul lui. Da, bine, aici mai există așa un mic as de mânecă, să spun, folosit de cei care, din punctul meu de vedere, nu consideră stima de sine prea ridicată, ci deja e dusă către ego, pentru că ei, poziționându-se din start deasupra tuturor, în sinea lor sunt de neatins. Păi toți narcisiști. Însă știm foarte bine, psihologic vorbind, toți narcisiști și psihopații sunt așa. Dar ei, de fapt, corect, în realitate sunt extraordinar de sensibili. Doar că sunt foarte problema. Bine baricadați în spatele zidurilor. Au ziduri construite și despre asta e vorba. Dacă te-ai apucat să-i scuturi, vezi... Dar ei fac parte dintr-un cluster împreună cu histrionicii și ei de obicei nu prea cer ajutor. Ei nu prea calcă la terapie, niciodată. Toate cazurile de...
de parteneri narcisici. Asta e dovadă de slăbiciune, clară. De autoprotecție, să spunem, sau dacă printr-un complex de împrejurări ajung la terapie, ei vor încerca să-l distrugă pe terapeut. Oricum, dinainte să ajungă acolo, îi spun partenerei sau partenerului că terapeutul e un idiot, că oricum toată lumea e tâmpită, nimeni nu se ridică la înălțimea lor și crede-mă că, în general, în momentul în care încep să lucrez cu tulburări de personalitate dependentă, vei observa că absolut toți partenerii acestor persoane sunt narcisiști sau psihopați, pe undeva pe acolo. Că astea nu vin curat, Ca că să poți se mai rezista, și nu? întretaie. Ca să poți rezista. Zic, ca să Nu, poți dar rezista într-o relație. dependentul este partenerul perfect pentru narcisist. E un Este must-have. victima călău, asta e relația lor. Și Acolo. dependentul acolo îi place lui să fie călcat în picioare și îl găsește, că nu e greu. Și mai mult de atât, și inventează și vina absolută. Absolut. Și Dar faptul că și-o construiește. asta este o relație abuzivă și vei observa că acești oameni care au problema asta cu narcisismul, au o stimă de sine fantastic de mare. Da. De asta spun că nu este cum îi zic, pentru a funcționa optim și pentru a reuși să formăm relații cu sens și relații de cuplu sănătoase, nu trebuie să umblăm la stima de sine, trebuie să umblăm la autocunoaștere și la acceptarea de sine. Astea sunt două lucruri un pic diferite. De altfel, se mai folosește și scala Rosenberg acum, dacă vrei să testezi stima de sine, dar mai se mai folosește una a acceptării necondiționate de sine, tocmai ca să o dublezi pe asta, să vezi dacă există sau Până nu unde ține. diferențe. Adică lucrurile se află într-o dinamică fantastică și faptul că s-au scris 2500 de lucrări pe tema stimei de sine nu înseamnă că acest concept nu a fost lovit de nulitate la un moment dat, pentru că oamenii de știință chiar au spus că nu mai suntem în măsură să mai îmbrățișăm niște concepte care se bazează doar pe presupuneri. Nu merge așa. Adică lucrurile sunt clare. Ori sunt dovezi, ori nu sunt dovezi. Și atunci. Competiția e creată din stimă de sine sau e creată din ego? În primul rând, competiția este esențială pentru progres. Nu prea poți avea progres fără competiție. Așa suntem noi structurați cumva. Adică ar trebui să se ia și să se șteargă absolut tot ce înseamnă istorie și tot ce înseamnă sociocultural, astfel încât oamenii să fie în stare să conlucreze perfect și să nu mai existe spiritul competitiv în ei. Ori asta nu cred că se poate scoate din noi, din oameni. Acum, pe de altă parte, știi cum e? Ajungi la o vârstă în care încep să conștientizezi niște lucruri și nu prea te mai interesează să mai concurezi cu nimeni. Adică în momentul în care, de asta vorbeam despre autocunoaștere și despre autoacceptare de sine. În momentul în care îți dai seama cine ești tu, cam care e direcția ta și ce vrei să faci, nu te mai interesează că în domeniul tău mai sunt și alții. Ba din contră, încerci să vezi cum poți să faci să colaborezi cu ceilalți astfel încât domeniul să înflorească. Dar aici deja ajungem într-o altă direcție, ajungem în teoria nevoilor, acolo unde vorbim despre contribuție. Și asta apare de obicei după vreo 35 de ani. Deci până pe la 35 de ani este cumva normal să fim competitivi. Tinerii chiar adoră să fie competitivi și n-ar fi rău să-i și lași să fie. Însă să fie o competiție fair, știi? Adică atunci, Acolo, aici ar exact trebui să punem puțin acolo niște vreau să nuanțe. ajung. Deci, până unde trebuie să meargă competiția? Pentru a nu duce în ego, nu duce în extremă. E greu, acum depinde cine stabilește extremele și cine stabilește regulile, știi? Că așa cineva ar putea să spună, da mă, dar eu am regulile astea, adică nu e așa ușor să zici că aici e regula sau în partea cealaltă. Nu e ușor. Păi e o limită Suntem care. oameni, gândește-te că și între oameni de aceeași specializare e posibil să existe reguli diferite. Adică unul să spună, Corect, da, dar eu am corect. nivelul de toleranță aici, tu l-ai mai mic, hai să vedem unde ar fi unul plăcut. Și chiar și în momentul în care dai undeva la mijloc, unul dintre ei va fi dezavantajat. Corect, Deci corect. nu aș merge pe ideea asta, însă da, într-adevăr, noi avem o societate totuși în care foarte mulți oameni așteaptă să li se dea. Și Așa am fost învățat. așteaptă să li se dea tocmai din cauza educației. E,
Ideea este că de aici suferă absolut toate relațiile interumane, nu doar cele de cuplu, știi? Pentru că fiecare așteptând să îi se dea, nu e dispus să ofere nimic. Și ea, gândește-te ce înseamnă să se întâlnească într-un cuplu doi oameni care așteaptă să li se dea. Nimeni nu va Exact. oferi absolut nimic. Și Bun, atunci și se vor uita acolo. în se vor uita în terțe locuri după cineva care le poate oferi. Deci, ori în momentul în care tu ești o persoană care înțelegi ce înseamnă contribuția, înțelegi că dacă oferi, primești și te simți mult mai bine oferind, nu mai stai să mai gândești așa și practic ieși afară din turmă și intri într-o turmă care într-adevăr este ceva mai mică, dar acolo, cum să zic, mulțumirea de sine e mult mai mare și practic nivelul de fericire îți crește pe măsură ce tu reușești să contribui la binele celorlalți. Dar asta nu e așa de Corect. simplu de construit. Ar fi foarte interesant dacă lucrurile astea s-ar preda încă de la clasele mici. Pentru că atunci copiii ar putea să prindă informația asta și ar putea cumva să creeze o schimbare. Însă altfel vom crește în continuare generații de sclavi, cu ghilimele sau fără, după posibilități, care își vor regla zona emoțională în funcție de limitele sau de regulile sociale. Și atunci ei vor aștepta întotdeauna să li se dea ceva. Nu știu, a trecut un an, mai vreau 5% la salariu, vreau să-mi dea subvenții de căldură, vreau să... Știi? Vreau. Ori și în momentul în care vine perioada în care trebuie să ofere, ei nu oferă. Uită-te și la Aici. pandemie cum e. Uită-te cum e la pandemie, că asta este exact, asta este momentul cel mai tare pe care putem să-l legăm de povestea pe care o discutăm în seara asta, da? Adică tu ești un cetățean care aștepți de la stat să-ți ofere orice. Da? Dar tu nu ești dispus în niciun fel să ajuți statul să facă politici sociale, astfel încât nebunia asta de virus să nu se mai răspândească. Și uite ce se întâmplă. Ies cu sutele, fac nunți, fac botezuri, fac cumetrii, fac petreceri clandestine, nu poartă măștile, nu interesează de reguli. Ce fel de Aici popor e ăsta? depinde, Adică tu tu uite, aștept, eu aștept ca în tu să-mi dai, dar eu Norvegia. nu-ți ofer nimic. Bun, dar Norvegia nu se poartă mă și totuși nu e. Stau mult mai bine statistici decât noi. Da, eu E sunt de acord cu discutabilă tine, doar asta că cu nu putem să COVID-ul e. comparăm, noi nu putem să ne comparăm cu țările nordice pentru că ei prin cultura lor sunt reci și nu se iau în brațe. Da, noi suntem mai culoare în No, brațe. la noi e suficient un pahar cu vin și gata, toată lumea e prietenă cu toată lumea. Balcanicii Că sunt asta e balcanici. realitatea. Da. Că așa Vorbeai suntem. de egoismul în relație. Lipsa stimei de sine creează egoism sau egoismul este stima de sine înțeleasă greșit și dusă către ego? În general, stima de sine scăzută este asociată cu anxietatea și cu depresia. Right. Și în general, Și persoane care neîncrederea în sunt din zona... propria persoană. Absolut. O persoană care este în depresie automat nu prea are încredere în ea. Nici nu prea Nici în vrea să aibă alții. încredere în ea. Right. E o chestie foarte interesantă cu asta că există ceea ce se numește beneficiu secundar și sunt oameni care se agață de acest beneficiu secundar pentru a primi puțină căldură sau puțină iubire sau puțină înțelegere sau pur și simplu pentru a nu mai fi atacați. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că sunt persoane care la nivel declarativ spun că ei nu mai vor să mai sufere, nu mai vor să mai fie în starea în care sunt pentru că e nasol, dar undeva în spate, de fapt, ei vor să rămână și fac tot posibilul să nu iasă din starea asta, pentru că oamenii se poartă mai atent cu ei, sunt mai călduroși cu ei, le oferă mai multă atenție, le oferă mai multă iubire. Deci iată că există și un beneficiu secundar. De asta are Tony Robbins o teorie foarte interesantă care mie mi-a plăcut foarte mult. El spune că dacă comportamentul unei persoane îi împlinește trei dorințe, trei nevoi, să zicem nevoia de siguranță, nevoia de conectare și nevoia de apreciere sau de a fi vizibil, da? Gândește-te că o persoană care este în depresie
are nevoia de siguranță. Ea este sigură că este în depresie, este sigură că suferă, absolut sigură de ceea ce se întâmplă cu ea. Da? Se conectează cu celelalte persoane, că celelalte persoane vin către ea ca să o dojenească, să o mângâie, să îi ofere căldură, înțelegere și așa mai departe. Da? Și, bineînțeles, este și a treia, care înseamnă că este vizibilă. Nu? Adică oamenii aia când vin, îi împlinesc și nevoia asta. Și atunci Tony Robbins zice că dacă acel comportament împlinește trei dintre nevoi, atunci el se transformă în stil de viață. Și Și atunci devine persoanele vizibilizat. astea, și nu e cazul, și nu este cazul doar a depresivilor, în absolut orice fel de comportament. Vei vedea și persoanele care sunt obișnuite să atace fac la fel. Adică doar că trebuie să stai să te gândești, băi, omul ăsta care mă atacă, ce nevoie își împlinește el în momentul de față? Pentru că îți dai seama imediat care e stilul lui. La depresiv la fel. Și atunci se întâmplă la depresiv o chestie care se numește Crazy Eight. El rămâne în zona de depresie o perioadă în care este în zona negativă, e moale și așa mai departe, până când cineva o să-i spună, bă, dar tu nu mai ești din depresia asta. E, și în momentul ăla migrează automat în agresivitate. Da? Migrează în agresivitate până la un moment dat când persoanele celelalte îi spun, bă, dar ești, ce se întâmplă cu tine? Ești prea agresiv. Și după aia se duce înapoi în depresie. Asta e Casează. crazy eight. E exact ca Îi infinitul, mai știi? lată. Da. E interesant să stai să vezi dinamica oamenilor, pentru că te prinzi destul de repede de niște lucruri. Da. Depresia. De obicei vine la pachet cu tentative de sinucideri, tot ce înseamnă răutate. Și trebuie să recunosc că am fost în prag de depresie acum vreo 10 ani de zile și pasul de ieșire nu e deloc la îndemâna oricui. Nu e deloc ușor. În schimb, Nu este, pentru că cu cât. Știi cum e? Te rog. după ce ai făcut primul pas, începi să vezi cu totul altfel viața. Pentru asta, vorba cuiva, e nevoie să mori un pic. Adică să realizezi că, într-adevăr, nu duce la nimic bun. Pentru că Absolut. Eu cred că toți altfel. dintre noi avem perioade și episoade depresive în viață, măcar o dată. Așa cum ne spunea profesorul nostru de psihanaliză, însăși venirea pe lume este un motiv de depresie, pentru că absolut tot ce ți se întâmplă în momentul în care dai cu ochii de lumea asta este un abuz, de la vizual până la senzorial, până la tot, la auditiv, totul este o nebunie. Și atunci, pentru a fi fericiți, chiar trebuie să facem ceva, pentru că oamenii ăsta nu vor să înțeleagă faptul că fericirea nu este o chestie naturală. Nu este absolut deloc naturală. Pentru a fi fericit, chiar trebuie să muncești. Nu Da, muncă cu spatele sau nu vine muncă degeaba. silnică, însă trebuie să faci niște lucruri, da? Creierul are ca principală funcție supraviețuirea, deci el trebuie să se uite automat după ce se poate întâmpla rău sau după pericolele din viața ta. Pe el nu o să se uite niciodată după curcubeie sau după iubire, nu are el treabă cu asta. El trebuie să te țină în viață. Asta este principala sarcină din caietul lui. Și atunci tu trebuie să înveți să vezi niște lucruri, să înveți să faci niște lucruri, să înveți să comunici într-un anumit fel, să înveți să-ți drămuiești sau să-ți organizezi viața într-un anumit fel, astfel încât să poți să spui, băi, eu sunt o persoană fericită. Să poți să recunoști atunci când te simți poros sau când te simți sau intri într-un episod depresiv și să poți să ceri ajutorul, să zici am nevoie de o părere din afară pentru că eu nu mai văd Nu mai sunt în stare să soluția. Și se manageriez întâmplă. conflictul. Absolut. Și tuturor ni se întâmplă chestia asta. Și așa cum zice, și asta mi s-a părut cea mai mișto definiție a depresiei, Robert Sapolsky de la Stanford zice că este suferință învățată. Și dacă stai să te gândești, practic, este un scenariu care se construiește în fiecare zi, scenariul ăsta al depresiei, astfel încât ajungi să crezi 100% în el și să nu mai vrei să mai ieși de acolo, pentru că devine confortabil. Da? Așa cum creierul are ideea de adaptare hedonică, așa are adaptarea și la rău.
De asta Exact. oamenii care sunt în Adaptarea depresie asta și către stau acolo de ceva victimizare. vreme ar trebui să înțeleagă lucrurile astea, să că nu e bine să stai, indiferent de chiar dacă există acest beneficiu secundar pe care ei nu-l văd. Și asta este că e chestia interesantă, că tu nu prea îți dai seama în momentul în care ești jos, că tu te bucuri că ești jos. Știi? Că ai și beneficii Îți din asta. place, îți Asta place, spuneai de începe o, să-ți placă. spuneai de Osho, spuneai de Osho mai devreme. Chiar el zicea de treaba asta că oamenii dacă nu ar exista, bă, dacă suferința n-ar avea dividende, oamenii n-ar alege să sufere. Corect, Și așa corect, e. așa e. Suferința este o alegere, nu este nici pe departe altceva. Așa cum alegi să suferi, așa poți să alegi să nu suferi. Dar aici se amestecă o grămadă de credințe și o grămadă de reguli sociale și atunci știi cum e, hai să sufăr un pic pentru că altfel o să zică lumea că a fost vina mea, știi? Ai văzut că de fiecare dată Ai văzut că după de fiecare dată când se produce o despărțire, primul lucru pe care îl fac oamenii care s-au despărțit, indiferent care dintre ei, este să vadă cu ce au greșit ei. Ai văzut că ei nu vor să vadă, să tragă o linie și să vadă, băi, ce s-a întâmplat în relația asta? Ce am înțeles eu din ea? Ce nu mai trebuie să fac? Nu. Ei trebuie să caute întâi greșeala ca să intre acolo, să-și mai pună încă o piatră pe spate. Interesantă viziunea. Uite, căutăm fericirea, că toți o căutăm în teorie. În practic, o căutăm, dar nu neapărat ne o dorim, sau mă Păi da, rog, dar nu căutăm unde trebuie, asta e singura problemă. noi căutăm o fericire așa de undeva din alt plan care să ne transforme total și să nu mai știm de noi. Dar, paradoxal, alegem suferința. De ce se întâmplă Păi fenomenul bine, ăsta? acum știi ce? Acum știi ce se întâmplă. Dacă te uiți la modul în care am crescut noi, și nu numai noi, la modul în care au crescut părinții noștri și părinților și așa mai departe, dacă te uiți la istoria umanității, o să-ți dai seama că nu prea există foarte multe momente și motive de fericire în istoria acestui pământ. Adică gândește-te că până prin 1945, cel puțin pe teritoriul nostru, au fost războaie într-una. După 1945 încolo, au cam fost în toată lumea în continuare războaie, chiar dacă ele au fost rescrise și refăcute și rearanjate și reinterpretate, ele au fost. Deci suferința a fost întotdeauna. Noi nu vrem să conștientizăm ce înseamnă tragedia și ce înseamnă trauma, de fapt. Pentru că, uite, acum suntem în plină perioadă de pandemie, după 7-8 luni de zile de pandemie, noi nu ne dăm seama prin ce traumă trec medicii în spitale, da? Noi nu ne dăm seama prin ce traumă trec familiile care au pierdut pe cineva, noi nu ne dăm seama prin ce traumă trec oamenii care au trecut prin boala asta și care au stat izolați și care au fost izolați și de prietenii lor o perioadă după aia. Și așa mai departe. Noi nu ne dăm seama ce traumă produce frica indusă de mass media, care bagă titluri bombastice și paranoice de dimineață până seara și catastrofice. Noi ne dăm seama, dar este o traumă colectivă asta pe care noi o traversăm în momentul de față. Și iată, asta se vede deja printr-un număr crescut de persoane depresive, un număr crescut de persoane care ajung la secțiile de psihiatrie. Chiar astăzi îl vedeam pe psihiatrul, pe Gabriel Diaconu, spunea exact asta. Se vede deja un număr crescut al sinuciderilor, mai ales în rândul persoanelor din grupa de risc, da? Se trezesc oamenii infectați cu virusul ăsta și de teamă să nu îi îmbolnăvească pe cei de acasă, iau decizii de genul ăsta. Deci, despre ce fericire vrei tu să vorbim astăzi, în momentul în care tot ce se întâmplă este o nebunie fantastică? Adică, aici, într-adevăr, ad literam, scapă cine poate. Și nu știm cum. Adică, e posibil ca ăla să poată să scape, dar să scape avariat psihic, pentru că, iată, nu vorbește nimeni despre sănătate psihică sau sănătate emoțională. Nu interesează pe nimeni. În general, se vorbește acum despre sănătate și atât. Numai că există persoane care, gândește-te numai la un om care a stat cu combinezonul ăla toată vara pe el, într-un spital, da?
Și unii dintre ei au mai fost și infectați la muncă, adică munceau și știau că sunt bolnavi, că n-au avut încotro. Au fost și cazuri de genul ăsta, nu? Da, Gândește-te știu ce a cazuri fost de în genul, da. sufletul acelor oameni. Adică este o tragedie fantastică. Gândește-te că sunt aproape 6.000 de decese. Asta înseamnă 20.000 de, 20.000 de traume. Dacă luăm o familie de minim 3 persoane. Dar nu sunt doar 3 persoane într-o familie. Și atunci, gândește-te că este o traumă națională, chestie, și internațională, practic. Noi stăm cum stăm, dar gândește-te că toate țările sunt lovite așa. Și atunci, cu atât mai mult, dacă vrei să fii fericit, trebuie să poți să îți cultivi exact astea două lucruri pe care le-am vorbit de la bun început: autocunoașterea și autoacceptarea de sine. Dacă vrei să construiești ceva și dacă. Pentru că un om care nu se cunoaște pe el însuși, va fi greu să treacă prin momente de criză de genul ăsta, fără să fie afectat în niciun fel. Gândește-te, uite-te întreb pe tine, că ești om care ai o pregătire, știi cum să faci teoretic și eu la fel, dar poți să-mi spui cu mâna pe suflet că în perioada asta de 7 luni n-ai trecut prin anxietate, prin teamă, prin momente de deznădejde, prin Chiar vrei frică? să spun? Chiar vrei să spun? Absolut! Eu Mă, am trecut și recunosc. nu am trecut și îți spun și de ce nu am trecut, pentru că experimentasem situația la un alt nivel înainte de. Deci, de asta nu mi-a fost frică și experimentasem sub ce aspect. Uite, chiar vreau și mi-a ridicat mingea foarte bine la fileu. Atât timp cât sunt conștient că panica, atacul de panică, poate fi mult mai dăunător. Am Corect. înțeles acest lucru înainte să mă apuce panica de COVID. Pentru că acest COVID, până la urmă, este un gen de gripă, o fi plus minus cum o fi acolo, dar mult mai grav din punctul meu de vedere este tamtamul făcut pe marginea acestui subiect. Absolut. Adică acele izolete plimbate ostentativ, acele bombe mediatice de care vorbeai și tu, fac mult mai mult rău decât COVID-ul în sine. Gândește-te că inclusiv un bolnav de COVID asimptomatic era privit ca o paria, deși respectiv nu reprezenta decât un om În care continuare avea. este, adică în continuare se întâmplă chestia asta. Gândește-te doar la vedetele care au ajuns în situația asta și care imediat cum au anunțat că s-au infectat, au fost tirul tuturor, adică au devenit sac de box pentru toată lumea. Andrei, Asta nu este vreau iar să o intru în revărsare detalii pentru că de furie. cunosc caz care pe mine personal m-a șocat, sub genul că a fost diagnosticat cu COVID, izolat la domiciliu și nimeni nu a mers să-i ridice măcar gunoiul. Nu mai spun, să-i ducă o plasă cu alimente. Asta spun, e foarte important ca în perioada asta să încercăm să facem activități care ne plac, astea care ne-au mai rămas, că iată, cu socializarea la Crăciun nu se mai poate, cu cultura nu prea. Deși avem acces la online și atunci cumva zona asta culturală putem să o accesăm, slavă Domnului, există cărți pe care le putem citi și măcar din punctul ăsta de vedere tot este un câștig. Există acest internet care ne oferă acces la o grămadă de informație importantă pentru noi înșine și uite, eu vreau să-ți mărturisesc faptul că pentru mine, într-un fel, pandemia a fost cu toate ghilimelele de rigoare și un ceva pozitiv, pentru că am reușit în 2 luni de zile să termin de scris o carte. Altfel, dacă continuam stilul de viață normal, nu reușeam să mă încadrez în timp. Absolut, 100% nu mă încadram în timp. Ori așa, fiind acasă, eu cu mine am zis că cea mai bună variantă de a trece prin pandemia asta este să fac ceva. Și atunci am scris această carte, Femeile inteligente vorbesc pe limba bărbaților, care se mișcă extraordinar de bine. Deja se apropie de 9.000 de exemplare vândute, ceea ce e imens, după părerea mea.
Și eu sunt extraordinar de fericit că am reușit să scriu o carte care chiar place. Deci, da, ține cumva de alegerea ta să poți să faci lucrurile în așa fel încât să și construiești dacă vrei să, sau dacă, și dacă poți să construiești, pentru că hai să recunoaștem faptul că nu toată lumea activează în zone creative și poate că nu toată lumea are o conjunctură care să fie favorabilă în perioada asta. Sunt foarte mulți oameni care s-au trezit pe drumuri, sunt foarte mulți oameni care va trebui să-și reorienteze carierele. De-aia eu am spus de foarte multe ori că este bine ca întotdeauna să ai un plan B, dacă nu chiar și un plan C la dispoziție și să vezi, apropo de societate. Știi că până acum socialul însemna ai un loc de muncă, da? Și de acolo pleci și ești la pensie. E, socialul de astăzi, din secolul 21, nu mai e așa. Socialul de astăzi îți spune trebuie să ai 3, 4, 5 zone de venit, astfel încât în momentul în care apar situații de criză să poți să te Situații, joci cu da. aceste zone de venit, astfel încât să nu rămâi pe drumuri. Dar, repet, asta este o schimbare totală de optică și foarte puțini oameni reușesc să facă chestia asta. Mai ales în zonele astea de meserii creative se întâmplă, pentru că altfel e mai greu. Însă se poate, poți să faci lucrurile astea, poți să faci, să ai mai multe surse de venit astfel încât să poți să îți asiguri un trai decent, indiferent de situație și indiferent de criză, pentru că, într-adevăr, este o criză și nu e numai o criză sanitară, este și o criză psihoemoțională și este mai ales una financiară, care stă să bubuie și va fi, iată, vorbeam de traume, va fi mult mai complicat decât credem noi. Da. Uite, apropo, Ionuț, Și cu atât mai mult, și, te rog. un telespectator, nici nu știu cum să-i spun, un urmăritor de-al nostru, hai că așa e mai bine, Ionuț ne întreabă cum putem scăpa de frica de COVID. Deci am atins subiectul COVID, îți dai seama că trebuie Băi, eu după părerea mea, poți să și scapi întâi de frica să de COVID vine frica asta. în primul rând. Da, mai întâi și întâi trebuie să citești tot ce se poate citi despre virusul ăsta ca să știi sigur despre ce e vorba. Asta ar fi primul lucru. Doi la mână, trebuie să stai să vezi de ce Dar anume de unde de. citești? Păi, teoretic ar trebui să De fie unde niște citești e surse foarte important. credibile și nu niște surse cu punct MD sau creștini ortodox nu știu cum sau ortodoxie punct sau răspânditoare de astea de fake news. Încearcă să cauți studii serioase pentru că se găsesc pe internet, încearcă să citești chestii din Statele Unite, din Franța, din Anglia, dar nu tabloide. Pentru că se găsesc într-adevăr și informațiile serioase în revistele de specialitate, în astea medicale sunt, slavă Domnului, publicate toate. Și pe de altă parte să vezi de ce anume te temi. Ești o persoană care este activă, ești o persoană care are un stil de viață sănătos, ești o persoană care are comorbidități, ești o persoană care este obeză, te încadrezi în zonele de risc pe care sunt date ca zone de risc, ai vârstă în zonă de risc sau n-ai vârstă în zonă de risc. Care este probabilitatea ca în zona ta de risc, în zona ta de vârstă să poată să se dezvolte cazuri grave? Pentru că astea sunt deja statistici la îndemână, poți să ajungi la ele și atunci o să vezi că dacă, de exemplu, ai 20-25 de ani și ești o persoană fără comorbidități, șansele ca tu să treci prin boala asta fără să ai o formă gravă, probabil că sunt foarte mari. Asta o spun și medicii, adică aici nu avem discuții prea mari. Sigur că există și cazuri de persoane care sunt foarte bine antrenate și care au ajuns să dezvolte forme grele, însă procentul lor este unul infim, e unul foarte mic, e undeva la 1% probabil. Deci, da, și trebuie să vezi mai întâi de ce anume ți-e frică. Ți-e frică să nu îi îmbolnăvești pe alții de lângă tine pentru că ai persoane în zone de risc în casa ta. Ți-e frică de faptul că, nu știu, probabil zona în care tu locuiești nu îți poate permite să te izolezi și atunci ți-e teamă că nu știi unde o să te izolezi dacă vei face. Sunt mai multe semne de întrebare și mai multe întrebări pe care trebuie să ți le pui ca să vezi, băi, ce o să se întâmple. Ai avut persoane despre care ai auzit că au trecut prin povestea asta? Sună-le, întreabă-le, cum a fost, ce s-a întâmplat? E foarte important să-ți iei feedback de la oameni care au trecut prin asta. Eu, de exemplu, am avut destule persoane în jurul meu despre care am auzit că au trecut prin povestea asta încă de prin luna aprilie
Și am întrebat în stânga și în dreapta, bă, cum a fost? Ce s-a întâmplat? Cum? Unii au avut, nu știu, poate dureri de cap și un pic de febră, alții poate au avut tuse direct și le-a dispărut mirosul și gustul. Alții pur și simplu nu au avut nimic, au stat și au trecut prin ea fără niciun fel de problemă, poate doar o mică stare de răceală, o zi, două. Alții au ajuns și mai nasol, au ajuns și internați, dar n-au ajuns chiar într-o zonă complicată. Adică trebuie să ții puțin de feedback din zonele astea și, în primul rând, să încerci să eviți contactul cu știrile, pentru că știrile îți măresc frica asta. Din păcate, presa, în loc să informeze și să aibă grijă informând și de psihicul uman, ei nu fac altceva decât să facă clickbait și să panicheze Senzațional. populația. Anunță în fiecare zi record peste record, negativ evident. Nici nu mai anunță câte persoane s-au vindecat. Asta e un pic la Exact și asta, altele, știi? aici vreau să Ori, ajung. din punctul meu de vedere, ei ar trebui să spună, domne, astăzi s-au înregistrat 4.000 de cazuri, dar s-au vindecat 2.500. Iată, este o creștere și la nivelul ăsta. Haideți să ne mobilizăm. Așa ar trebui să sune o știre. Haideți să ne mobilizăm pentru că se poate. Ori ei nu. Au crescut, este alarmant, este o E nenorocire. grav, Mai dau e 3-4 teribil, e terifiant. interviuri cu niște medici din spitale care sunt deja mega ultra obosiți și s-au săturat de 7 luni de zile de trecut în chestia asta și evident că oamenii o să-ți spună adevărul cu ce se întâmplă acolo. Și uite așa, tu dacă te uiți la televizor, te bombardezi de dimineață până seara cu chestia asta și ajungi să crezi că o să ți se întâmple și ție la fel. Ori, cred că cel mai bine ar fi să începem să ne cultivăm niște activități care ne plac, să ne uităm mai puțin spre deloc la televizor, la genul ăsta de știri, adică da, ok, te uiți la ora 13 să vezi cum a stat ziua respectivă, mai verifici odată seara la 9 un site de știri să vezi dacă s-au dat sau nu măsuri suplimentare în concordanță cu numărul de cazuri și atât, adică dacă stai tot de dimineață până seara pe discuțiile astea, o, e razna, adică ajungi să fii tu ăla anxios și tu ăla care face atacuri de panică și tu ăla care nu mai vrei să mai interacționezi cu nimeni și tu ăla care se teme să iasă pe stradă. Ori asta spun și profesorii că și neurologii spun chestia asta, aveți grijă de gândurile voastre, pentru că gândurile voastre au o foarte mare legătură cu sistemul imunitar. Ori dacă vreți să Păi, aveți un imunitar bun, de încercați acolo să aveți și pleacă. gândurile ok. Absolut. Corect, corect. Deci, ceea ce trebuie înțeles în a șaptea, a opta lună de pandemie, că sistemul imunitar este cel care îți poate asigura cea mai mare protecție, dar, apropo de asta, media nu ne învață cum să ne întărim sistemul imunitar. A, nu, A nu. Păi, fost. dar nici n-au de gând să facă asta, pentru că asta nu se vinde. Da, corect, bine zic. Ideea ar fi noi să ne interesăm de asta. Și mai întâi, știi cum e? Pandemia asta arată de fapt că, pe de o parte, că sistemele medicale din lume nu țin și nu țin nicăieri, asta e clar, că nu e doar la noi treaba asta, și pe de altă parte arată nivelul de stil de viață pe care îl au oamenii de pe planetă. Și în general este un stil de viață profund nesănătos. Alimentație proastă, gânduri urâte, oboseală în exces, grăsime în exces, nu facem mișcare suficientă, nu mâncăm ce trebuie, nu bem ce trebuie și așa mai departe. Și atunci, după cum vezi, un virus de ăsta seceră foarte mulți oameni. Nefiind de altfel singurul virus, pentru că vezi, asta e chestia și cu negaționismul ăsta din perioada asta, că mulți mă mai ceartă și pe mine și îmi spun, dar ce mă, numai COVID există? Și eu le spun, nu, 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 chiar nu. Tocmai asta e ideea, că nu doar el există, el în general când face ravagii le face în asociere cu altele care există. Că de-aia Corect. vezi știrile alea zilnice care spun că toate persoanele care au decedat au prezentat comorbidități. Ce însemna asta? Însemna că persoanele respective au alte boli, cardiovasculare, renale, cancere și așa mai departe. Da? Ori,
Din punctul ăsta de vedere, da, virusul ăsta există, dar el își face treaba fix pe niște persoane care sunt vulnerabile și sunt foarte multe persoane vulnerabile de genul Exact. ăsta. Adică nu mai Exact. merge să ne mai stăm să mai gândim că, aoleu, eu sunt tânăr și la mine nu se justifică. Că nu mai e așa. Dacă te uiți la, dacă iei și faci un sondaj, o cercetare, o ceva, apropo de stil de viață, la, nu știu, și iei la întâmplare 5.000 de persoane din oraș, efectiv la întâmplare, dar să ți se încadreze pe fiecare segment de vârstă ca să aibă o relevanță, da? Și îi pui să-ți deseneze stilul de viață de dimineață până seara, o să te iei cu mâinile de cap. Când o să vezi, deci să-ți Da. scrie absolut tot, orele de somn, cât se mișcă, la ce se uită, tot, 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 tot. Ce interacțiuni au peste zi, o să fie un dezastru, crede-mă, că o să Stilul fie de un mare viață dezastru. fizic, dar cel mai mare dezastru îl vezi la curățenia mentală. Absolut, Acolo asta e. cu igiena mentală nici nu are rost să discutăm despre ea, că este SF pentru noi, pentru România. Ține de stima de sine, igiena mentală? Nu neapărat, ține de acceptarea de sine, cum ți-am zis. Pentru Bine, că, și repet, acceptat. și persoanele care fac bullying au stima de sine crescută, dar ei nu au o igienă mentală sănătoasă. Ideea era, apropo de fericire, că și cu asta cred că ne cam apropiem, că se face ora. Da. Sunt doi factori extrem de importanți care stau la baza fericirii umane: calitatea relațiilor și conexiunile sociale. Din păcate, iată, în perioada de față, conexiunile sociale sunt cam pe minus pentru că suntem ușor distanțați, dar calitatea relațiilor ar trebui în continuare să existe. Noi punem foarte mult preț pe un singur partener, pe un singur om, de la care așteptăm să primim totul, da? Când noi, de fapt, ar trebui să avem o întreagă rețea de oameni cu care interacționăm și cu care interacționăm semnificativ, adică relațiile alea să fie de calitate, nu doar de conjunctură sau de consum. Da. Am tratat subiectul de astăzi. Din punctul meu de vedere, apropo de ce spuneai cu stima de sine crescută la cei care practică bullying-ul, aș vrea să fac o mică precizare. Ei practic se consideră superiori, adică din punctul meu de vedere, și tu o să spui dacă rezonezi sau nu cu ideea, ei sunt săriți de stima de sine. Pentru că, așa cum spuneam la definiția stimei de sine a lui Osho, nimeni nu e superior, nimeni nu e inferior. Adică acolo, la bullying, deja te consideri superior de îl persecuți pe celălalt. Și pe respectivul consideri inferior ție. Că așa intervine bullying. Corect. Și atunci, acolo, deși e percepută ca stimă de sine foarte crescută, din punctul meu de vedere, e dusă către ego, către cu totul alte bariere. Adică nu e oprită în limitele stimei de sine. Care oricum, apropo de limitele stimei de sine. Ideea ar fi, apropo de tema asta de sine, cu cât este dusă mai în extrem sau cu cât este exacerbată, cu atât mai mult se poate duce spre tulburări. Și nu e ok. Corect, corect. Andrei Ulpescu a fost alături de noi în această seară. Andrei, sper că te-ai simțit bine Da, în absolut. această oră. Și au fost subiecte foarte interesante. Sper că am făcut așa puțină lumină în întunericul minții, așa cum vorbeam la începutul emisiunii. Mulțumesc mult pentru invitație. Cu drag. Mulțumesc că ai acceptat să dezbatem acest subiect. Și cine știe, poate la o nouă revedere, că avem subiecte destul de discutat, dacă te dau seama, numai dacă facem o sinteză la ce am discutat în seara asta, avem motive E la greu. de a vorbi mult și bine. Da. Da, Mulțumesc cu foarte mult! drag. Asta a fost pentru această seară. Să vă fie de bine, să înțelegeți despre ce și cum e vorba și unde e înțelegerea, acolo vreau să fie și acțiune, că altfel degeaba înțelegem, e ca partea aia care, ok, știi, dar nu aplici, atunci e ca și cum ai ști. Ne reauzim cu altă ocazie. Până atunci, gândul bun să fie cu voi și să aveți parte numai de lucruri frumoase. Toate bune! Ceau, ceau! Seară bună.